Am revenit în direct. Invitatul meu în această dimineață, e luni, e 9 mai, e ziua Europei. N-are rost să vorbim despre ce înseamnă 9 mai 1945 pentru români, ce înseamnă 9 mai 1877 pentru români. N-are rost să vorbim despre Gogolnicianu și ce a spus el, că deja ne-au spălat creierii de vreo 20 de generații despre aceleași sintagme, dar adevărul absolut niciodată. Ce înseamnă 9 mai 1957? Pentru europeni, că pentru suntem europeni, europeni până la urmă, nu? Da, nu? 1957, da. Atunci a fost, s-a creat, atunci s-a născut, să spunem, ceea ce astăzi noi numim Uniunea Europeană. Practic era o piață a oțelului, așa îi spunea pe atunci. 7 țări formau așa o alianță, o antantă, dacă vrei, în zona asta economică. De Krupp, da, erau acolo, evident, cu Franța, cu Belgia, cu Germania, cu Luxemburg, cu Italia. Deci erau 7, să spunem, reprezentante așa, Marea Britanie și încă cineva, nu mi-aduc aminte, acum cine, dar mă rog, că cineva, care, Liechtenstein, cred, dacă nu mă înșel, dacă greșesc, mi-o asum. Greșeala, dar cred că nu. Deci toate astea formau acel club, să spunem, select, care mai târziu s-a transformat în cele 27, câte sunt, mi se pare astăzi, de membre ale Uniunii Europene, o Uniunea Europeană, așa, o care încerca să contrabalanceze, să spunem, invazia americanească, inclusiv asupra Europei. Cam despre asta dar vorbim. Fără planul Marshall, Europa nu s-ar fi putut ridica, în fine. Traian Băsescu a venit la Suceava, știi și foarte nu numai. Bine, și nu numai. A fost și Iubăreanu ăsta, Tăricianu a fost. Și așa, și acel dandy pe motocicletă, cum a venit Bădea Tăricianu? Au venit amândoi pe motocicletă. Da? Nu, dar puteau să o facă. Puteau să o facă. Da, puteau să facă. Eu ce pot să vă spun, ce pot să te întreb, dacă atmosfera aceasta generată, nu știu, parcă un fel de exorcizare colectivă pe vații aia mulți, de aia de multe ori mă întreb ce metamorfoze se produc în creierii omului, în discotecile unde bat vații aia puternici și de acolo ieși aproape, alt om, nu năuc, neapărat năuc, alt om cu alte viziuni, ce ating aceste furii ale zgomotului. Și acestea, la fel fiind, oamenii își pierd luciditatea declarându-se martiri dintr-o dată și învingători. Că am văzut, cel puțin, declarația lui Popovici a fost de un ridicol aproape fabulos, știi? Gata, din prietenul momentul acesta... Prietenul Popovici, Cornel? Prietenul meu, Cornel Popovici, declarația lui, la un moment dat, noi nu suntem noi nu suntem apendicile nimănui, nu suntem o forță de mâna a treia, noi vom câștiga alegerile în județul Suceava. Că vorbeam la începutul dialogului nostru din această dimineață de ridicol. De ridicolul acelui domn de la Moara, care deja are viziuni intergalactice și nu de sătucul lui. Ridicolul a fost, din păcate, nu numai la Cornel Popovici. Dacă ar fi rămas acolo, n-ar fi fost așa o mare surpriză. Poate eram deja obișnuiți. Am văzut însă și candidatul la... Sper că am undeva... materialul, candidatul la Consiliul Județean, e vorba de... La domnul Codreanu te referi? Domnul Codreanu mă refer, da. L-am văzut pe domnul Codreanu și el, spunând ceva de genul, dădea semnalul că ei vor... Uite-l aici. Da. Echipa PMP nu va rămâne pe peron cu biletele în mână, ci va fi în trenul care va dezvolta Bucovina. Sunt curios. Sunt absolut curios, pentru că Bogdan Prudent, cum îl știu, n-a spus timpul. Da. N-a spus anul. Da, n-a spus anul. Dar el, eu îl știu prudent, îl știu elegant în sensul frazelor hazardate, dar omul a lăsat să înțeleagă. Poate peste 10 ani, poate peste 5 ani, poate cu alte echipe, că este limpede, că după părerea mea, Cornel Popovici nu are nicio forță și nici carisma și nici vitalitatea unui lider care să tragă după el un partid arată și listele de la Consiliul Județean, nu? Că primul lista e deschisă de Bogdan Codreanu și de Cornel Popovici, președintele partidului. Despre ce vorbim aici? Și este și, dacă nu, uluitor de frustrant, gigantic de frustrant, deci un țucalar care a dus bideul lui Mârza 8 ani de zile, social-democrat, verdeț, socialist
onest al muncii și așa mai departe, țucălarul ăsta vine și ne învață despre dreapta autentică, să ne vorbească el despre dreapta autentică cu Băsescu. Hai să zicem că Băsescu merită toate, din punctul acesta de vedere, să vorbească despre dreapta. Dar când te asociezi tu crescut, hrănit de mâna bolșevicilor 25 de ani de zile, ăsta, lapte bolșevic, atâția ani de zile o mai faci pe liderul dreptei autentice în România, pe regiunea aceasta care are atâția martiri, nu? Dacă vorbim de rezistența din Munți, de rezistența din Vicov, rezistența din Câmpul Lung, Vatra Dornei și așa mai departe, este o impietate. Este, dacă nu o impietate, este un sacrilegiu apropiat de blasfemie. Optimism care parcă le secționează luciditatea, așa, o decapitează. Dom'le, totuși ești între 3 și 5%, ești în marja de eroare. Cum poți să spui public, fără să te ridiculizezi ca o țață goală în piața publică, că vei câștiga alegerile? Sunteți un generos în dimineața asta, în sensul procentelor. Adică nu sunt în marja de eroare? Nu sunt între 35%? Eu personal după nu toate văd. Măsurătorile eu nu văd, nu văd că măsurătorile sociologice, acum ar trebui să, nu știu, hai să spunem că sursele care vin din zona măsurătorilor și au într-o oarecare măsură nu știu, sunt ancorate în piață, în piața electorală, evident, sursele spun că Consiliul Județean, noul Consiliul Județean, cel de după 6 iunie deja, va fi format doar din cele două mari partide politice, PNL și PSD. Adică nici altul Nu va trece pragul județean. Despre el discutam despre acum. Despre pragul județean la municipiu sau pe la municipiu, comune, la comune, nu discutăm. Vorbim de pragul județean, acolo vorbim despre dacă da sau dacă nu. Cel puțin asta e discuția. În celălalt e de discutat. Poate, sunt tot felul, sunt cifre, sunt discuții, dacă vreți, dumneavoastră, dar undeva pe aici este discuția. E greu de presupus că vor face, nu știu, vor da startul dezvoltării Bucovinei și vor sta cu biletele nu pe acel peron fictiv, nu, ci vor fi chiar în trenul care va dezvolta Bucovina. Nu prea sunt anost, sunt anost. Am văzut și Tăriceanu și, cum îi spuneam eu, Iubăreanu, Răzgândeanu, că au tot felul de aperative de genul ăsta, l-am văzut și pe el că a fost la Suceava. Cunoștința noastră comună a fost... Da, cu Băișanu, cu copii, da, cu scenariul acela... Clișeu. Deja e grețos. Da. E și insultător în același din timp. Din păcate. E și insultător. Iarăși folosim copiii în campanii electorale. Nu ai voie, dacă domnule, e vorba de cu totul altceva, e în regulă. Dar o boală campanie, gravă, domnule. Acolo era... O lansare de candidați de la campanie. Deci, ce merit, da, e mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu, pe cuvântul meu. Adică să aduci un copil în dreapta, o fată în dreapta, un băiețel în dreapta, o fetiță în stânga, un băiețel în dreapta, o fetiță în stânga, urale, imnuri, amestecul ăsta grotesc între rock, copii îmbrăcați național, Tăriceanu care n-are nicio treabă cu copiii cum n-am eu cu Cosmosul, îndepărtat cu așa o 18-lea miliard de galaxii din Cosmosul acesta. Adică Tăriceanu, Constantin și el pus probabil în fața faptului împlinit. Deci scenariul acesta este mai mult decât insultător, este o blasfemie pentru campaniile electorale. Să-ți folosești în continuare copiii ca scut. Indiferent ce intenție ai. Sau ca și vehicul electoral. E o boală, e o obsesie morbidă la indivizii aceștia și folosească mereu copii. Să-ți folosești copiii ca și vehicul până la urmă, pentru că pentru aia ai adus acolo să transmiți un mesaj subliminal, copiii, ne interesează viitorul. Așa mai departe. Și în campania electorală este absolut jenant. Dacă nu mai mult de atât. Nu jena. Da, tu ești cu minte când spui lucrul ăsta. Încerc cred că o blasfemie este o monstruozitate să-ți folosești copiii ca scut sau ca platformă în campaniile electorale. Și Băieșanu cred că a făcut în ultimul timp de vreo 100 de ori, folosind copiii și familia, în general familia, când în toate manualele de marketing, deci trebuie să fii absolut
mancurt, spălat pe creier, poți să fii cel mai mare cărcotaș. Când toți marketingii lumii, politici, îți spun, nu folosiți în campanii copii în război și în politică, nu folosiți copiii și familia. Deci nu ai voie, sunt reguli sacre, sunt fundamentale, și ca și cum ai da foc la cele 10 porunci ale creștinismului și să spui că ești creștin, adică știi să te faci ceva pe ele și după aceea spui că tu ești creștin și că le respecti. Este monstruos ce se întâmplă și nu vor să învețe. Iar scenografia, vreau să spun că scenografia de la Casa de Cultură, la prezența acelui individ care are nu carismă, va avea viitor în politică așa cum au Old Boys viitor în fotbalul sucevean de Aldi Cașuba și alții de acum înainte să ne imaginăm care ar intra pe teren, este fără niciun fel de limită, nu a bunului simț, a conștiinței umanului. Gulliver din Bursucenile, cumulătorul Mătrășoaia George, prietenul nostru, nu? Și-a asat țara minunilor liliputane. Nu crezi că exagerează un pic, Sandrine, aici ai citit pagina? Am citit un pic. Eu cred că exagerează un pic, domnul Sandrine. Nu știu dacă exagerează sau nu, eu cred că în aceeași măsură cred că și nu poți să devii celebru dacă nu-ți dorești, ca să spunem așa, știi? Foamea lui de presă este mare, îl cunosc, are o foame teribilă de a apărea și atunci, pe sticlă. Și atunci dacă îți dorești, e adevărat, încearcă să își promoveze ceea ce, pasiunea vorbește cu mult aplomb despre ceea ce face el acolo, e foarte adevărat. Sunt un împătimit, un vizionar, dacă până la urmă nu îi dăm, e un tip pitoresc, foarte adevărat, dar, mă rog, toate... Un încrâncenat, are o voință extraordinară. E pată de culoare, maestre, a început o campanie electorală, practic suntem în campanie electorală de vineri, mi se pare, sper să nu greșesc, de vineri sau de sâmbătă, pe 6. Suntem în campanie electorală, oficial suntem în campanie electorală și atunci, despre asta vorbim. Dacă am început campania, domnul cu articolul e pata de culoare, cea care vorbește și despre altceva și are și spațiu adecvat, adică da. Fotografii multe colorate pe pagina, paginile astea sunt mai scumpe, știi, la tipărit, că eu sunt cu printul de 25 de ani când ai tipărit unul color, 8 sau 16 color și mijlocul color, știi că factura e dublă la tipărit, de asta zic că sunt și costuri mai pe măsură. Pe măsură, da. Gulliver din Bursuceni, deci domnul Mătrășoaia în prim planul, da, măcar ne bucurăm, George, nu? Că noi am fost primii, i-am luat fața lui Sandrine, noi am fost acum 2 săptămâni la Tașu Mătrășoaia, când încă era lucrurile mai sere. Acum răsadurile au evoluat aproape că 2 săptămâni la căldura de acolo am căzut jos când am intrat, dar afară erau 6 grade, înăuntru erau plus 25, am căzut. Știu că am fost și eu acolo. Poftim? Am fost și eu odată acolo. Ai fost? Așa. Dar noi am fost la el acasă la seară. Acasă. Și în câmp la fel era cumplit. Domnilor, prieteni, matinalul de astăzi revenim pe pagina 3. Cătălin Miron propune 20 de proiecte majore pentru modernizarea Rădăuțului. Alături, bineînțeles, declarația președintului PNL Gheorghe Flutur, care spune foarte limpede și franc ceea ce trebuie, ce este vital pentru acest nord uitat ani de zile în sărăcie și în izolare. Ministerul Transporturilor va demara construcția drumului expres Siret-Suceava-Ploiești și după aceea pe autostrada Suceava-Ploiești-București lucrurile să fie mult mai limpezi și dacă s-ar mai face joncțiunea și cu Ardealul pe la... Mai cunoști localitatea aceea? Uitată de domnii PSD-și, am văzut și m-am mirat că n-au trecut-o ca bifată ca realizată. Pe acolo drumul acela la Vatra Dornei, peste la Totuța. Da, pe acolo drumul care merge spre Borșa. Drumul spre Borșa, spre Toplița, în partea elaltă.
La Bilboro. Legătura cu Bilboro, da. Legătura prin Bilboro, Bilboro cu Toplița, da, 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 și da, da, cu Târgu Mureș. Și asta uitată. E o noutate, povestea asta, trebuie spus, pentru că, într-adevăr, președintele PNL-ului, Gheorghe Futur, a făcut demersuri, să spunem, a făcut intervenții și a dorit foarte tare, la fel, așa cum știm, să determinat să convingă autoritățile și guvernul actual că există o nevoie foarte, foarte mare în a lega Suceava de București. Acest drum expres, știți foarte bine, e un soi de autostradă, așa, numai cu două benzi pe sens despărțite la mijloc, dar e un drum expres. Am văzut o valoare acolo, 2,2 miliarde, dar am văzut și un... o intervenție pe care a avut-o ministrul de resort, e vorba de ministrul transportului Costescu, cel care a spus că acest drum intră în, deja va intra în lucru, și ce trebuie remarcat aici pe final, declarația lui Gheorghe Futur, care spune că potrivit spuselor ministrului Costescu, anul acesta au început procedurile pentru demararea lucrărilor de intervenție pe drumul național 2, ruta Fălticeni-Suceava-Siret. Deci lucrurile se mișcă, asta este important, pentru că nu degeaba atunci când îți dorești cu adevărat să faci ceva, poți să faci. Atunci când cineva te bagă în seamă, asta spune foarte mult, pentru că ne-am trăit o perioadă de 4 ani de zile, trebuie să o recunoaștem, când în Suceava nu s-a întâmplat mai nimic, da, prin prisma proiectului normal. Și asta pentru că nimeni n-a băgat în seamă Suceava, președinția Consiliului Județean deținută de PSD prin Cătălin Nechifor n-a fost băgată în seamă la nivel de țară, ori n-a fost băgată în seamă, ori cei de aici nu s-au dus să ceară, pentru că lucrurile stau simplu. E o vorbă în popor, copilul care nu cere mâncare, mama nu-i dă. Ca să nu fim... Limpede. Nu? Deci, dacă nu știi să ceri, nu primești. La fel s-a întâmplat acum, încă sub președinția lui Cătălin Nechivor, din fericire, drumul ăsta și o alternativă nouă, pentru că vorbește despre Siret, Suceava, Pașcani, Ploiești, cu legătura cu autostrada A3, da, Ploiești-București. Și din Bilbor, Toplița, autostrada, deci, Târgu Mureș, Ardealul e altfel străpuns. Altfel cu lucrurile. Deci, intri pe autostrada care merge la Cluj fără trebuie probleme. Trebuie să lege Suceava într-un fel, are obligatoriu nevoie. Este un imperativ pe care ei l-au ignorat cu irresponsabilitate, aș putea spune, și din contră cu multă, cu o pasiune aparte. Da, ați văzut acum, ce înseamnă să-ți dorești cu adevărat să se schimbe puțin. Cu siguranță. Adică acolo unde e decidentul. Nu ți se pare hilar să vorbești de funiile spânzuraților în casa spânzuraților, sau ca să vorbim de Rebreanu în pădurea spânzuraților politici, ca președintele Senatului, ca tovarșul Tăricianu să vorbească la Suceava despre faptul că România se îndreaptă spre modelul sovietic de democrație alături de alți doi filomoscoviți declarați autentici în supravegherea serviciilor secrete, diviziilor colaboratorilor Kremlinului în România, Vosganian, lacrimă de mir în Parlamentul României, adică alături de Vosganian, tu, se știe foarte clar, domnul Tăricianu este filomoscovit și Tăricianu și Vosganian la fel. Tu se declari la Suceava să atragi atenția că România se îndreaptă spre modelul sovietic de democrație? Tu, Tăricianu, care ești un bol... Tu, bazându-se pe ce? Care a blocat și a instigat la nerespectarea tuturor legilor și tuturor o face în continuare. Și nu s-a oprit. Cu conștiința împăcată și... Omul care își dorește limpet. Ca DNA-ul, cel care face curățenie, să spunem, exact, să dispară... Cel mai să nu aibă autor... Deci omul care politica. Face un lobby în zona asta fantastic, el ne povestește omul, când prietenul, să spunem, de suflet al lui Victor Ponta și el, la rândul lui, un declarat adept al zonei pro-Moscova, și atunci pe ce vorbim? Eu vreau să trăiesc clipa când toate materialele astea declarate secrete decenii la rând vor fi făcute publice și vom vedea atunci fața monstruoasă și doasele lor măști pe care le poartă acum. Să spui lucrul acesta la Suceava mi se pare un lucru că în continuare ne iau în derâdere, în continuare acești trubaduri din București când vin în provincie au impresia că au venit în
lumea tribală. Da. Au venit în, când, au, că au venit în alt secol și în alt timp. Ca și cum provincia nu-i deloc informată. Ei nu-și dau seama că până, nu știu, sau ignoră, sau pur și simplu mizează pe amnezia noastră colectivă, că e de ajuns o secundă ca să vezi exact ceea ce ai declarat în ultimele 10 luni de zile, chiar și în pat, lângă a șaptea nevastă. Atâta timp cât este făcut public lucrul acesta. Și, bineînțeles, continuă cu o altă declarație pe pagina 3 în obiect. Văd că a fost foarte generos cu, cu Craiova, probabil cu aceleași nostalgii de înainte de 89. Nu am văzut atâția miniștri să-și dea cu stângul în dreptul o referință la guvernul Cioloș, atâta timp cât guvernul Ponta, pe care el l-a sprijinit și cu, împreună cu care vrea să refacă USL-ul la nivel național, este și Parlamentul de pe care el, a cărui cameră Senat o conduce el, este plin de penale. Și în condițiile în care cel mai remaniat guvern a fost cel condus de Victor Ponta. Și cele deci, mai multe ordonanțe de urgență, cele mai multe ordonanțe ever date din, vreodată din istoria modernă a României au fost date de guvernul Ponta. Cele mai mari atrocități. Nu, să nu uităm, s-au dat maestre, au fost la un moment dat schimbări, schimbări de miniștri pe bandă rulantă, am putea spune, pentru că picau unul după altul, că nimeni nu o îndeplinea. E efectiv unul după altul. Nu mai aduc aminte de celebru, că tot am plecat de la, de la inițiativa pe care a avut-o și a susținut-o în fața lui Cioloș și a guvernului Flutur la Iași pentru acest drum expres. Și o inițiativă care a prins deja, a prins viață, ca să-i spun așa, așa se fac lucrurile. Deci e o realitate, adică dacă îți dorești cu adevărat un lucru, mai este. Și de asta pe de-o parte, asta pe de-o parte, deci un ministru, un guvern, vine la tine în Moldova, da? Vine la Iași, domnule, eu vin și îmi prezint... Domnule, Suceava nu-i Darabanu. Totuși, hai să... Nu, dar eu vin și îmi prezint ca să vezi, da? Cum funcționează lucrurile. Deci, Vorodiștea, nu-i Zihov. Deci eu vin la acest guvern tehnocrat, condus de Cioloș, și îmi prezint doleanțele, guvernul găsește o soluție și se pare că acest siret Ploiești, cu trecere prin Suceava și Pașcani, va deveni o realitate. În condițiile în care, mai anul trecut, venea la Suceava un ultim ministru, să spunem așa, ultimul ministru al guvernului Ponta, pe atunci încă Ponta, celebrul Matache, cel care n-a făcut nimic altceva absolut decât nimic. A venit la Suceava, nici n-a avut timp, a făcut, a luat banii de la centura Sucevei și de la centura Rădăuțului. N-a făcut nimic benefic. N-a făcut benefic. Adică ce a făcut? Da. Eu vorbesc ca și idee, adică cum stau lucrurile. Ca și viziune. Unul se bate și vrea și spune, băi, să aducem proiecte, să construim. Și celălalt e ceva de genul, luați, bă, tot, bă, ce care Suceava, bă, las-o, bă, Suceava, să fie la coadă, știi, că ce, că până la urmă e agățată harta în cui. De când așteptați momentul de foarte mult timp. Atențiune, a? Atențiune. Ciocumic, acum eu sunt la putere, da? Vom câștiga, de unde vine aceasta, parcă a dormit toată noaptea în lanul roată, cu cânipă? Roată, se mai... Învârte odată. Cea mai cunoscută știa cu ei, nu? Da. Mănele. E și pătrată. Și e pătrată. S-a mai învârte odată. Las. Vom câștiga alegerile locale, deși PSD și PNL au încercat obstrucționarea candidaților PNP. Evident că aici vorbim despre declarația pe care am mai un pic deschis-o adineaurea lui Corneliu Popovici, de parcă toată noaptea ar fi dormit în lanul cu cânipă și la micul dejun ar fi mâncat salată verde de cânipă verde, știi? Și nu a apucat să-și facă... Jos, nu te uita așa la mine. Pe cuvântul meu, tu știi ce înseamnă să mănânci salată de cânipă verde? Spun ăștia care au trecut prin traumele astea dimineața la mine, la petit dejun, nu cum în franceză se fa mai apropiat de adevăr. La... Le petit dejun. Le petit dejun. Popovici a mâncat salată de cânipă și nu i-a trecut până la Mnibăsescu, știi? Nu l-a speriat nici oul intriganților politici care a vrut să arunce anatema rușinii peste venirea lui Băsescu la Suceava, victimizându-se. La vârsta adulților, la cât are Corel 50 și ceva de ani și în general, politicienii aceștia, când vorbesc de victimizare, încearcă să câștige compasiunea publică prin autovictimizare. Care? Cine? Cum? Cine a obstrucționat pe acești domni la Suceava? PSD-ul e obstrucționat, maestre, că au făcut... Nu i-a obstrucționat nimeni. Este măsura neputinței lor. Exact, da? Și am să vă dau... De aici, citim, de la gazetă. 114 care n-au depus, adică de localități, da. Și să vedeți măsura neputinței și a valorii pe care o au. Deci,
ne spun cei de la gazetă, așa, văd aici în pagina a doua din Obiectiv, spune așa. Zice, facem precizare că nicio altă formațiune politică care și-a depus candidaturi pentru alegerile din 5 iunie nu a reușit să depună liste complete în toate cele 114 localități. Cu următoarele precizări. Pe partid decât de fiecare. PNL a depus liste complete în 111. Deci n-a avut 3 localități PNL-ul. În rest, le-a depus pe toate. PSD-ul, un partid mare, totuși, are în 100 de localități. Mai în regulă. Da. Mai puțin, dar nu, e regulă. Adică, domne, pai, nu sunt, pai, și... Nici domne, e o isterie inutilă asta. Și aici tot, vine, vin, acum, acum vin glasurile neputinței. Aha. Da? Ca să vedeți distanța. Despre ce vorbim aici. ALDE, în 28. N-au depus liste complete. În depus în 28. Doar în 28 au depus în 114 sau cum? Domnule. Deci mai cine scoate, că se vede. Vă rog, eu nu s-a deci mă iau de la cap. Nu sunteți atenți, sunteți peste tot. Ești deci fascinant când povestești pe canapea aia portocalie, că eu nu prea sunt obișnuit încă aici. E prima zi și nu prea sunt apele mele. Dar formațiunile politice care și-au depus liste complete în localitățile județului Suceava. Niciuna în cele 114, dar PNL-ul a depus în 111 localități. Adică în 3 n-a depus. Dom'le, am înțeles. Pe matematica mea. Am înțeles. PSD-ul în 100. Adică în 14 nu. Da. Așa. ALDE în 28. Adică 90 și câte sunt acolo, că nu mai iese în 80 și cât în 88 de localități, parcă nu. N-a după depus. 86 de localități. N-a depus. N-a depus. Și vor câștiga alegerile toți. Deci, da. Asta scrie la gazetă. PMP-ul 54. N-a depus. În 54 a depus, deci, domnul aproape jumătate. În 54 a depus, în celălalt în 60. Jumătate. În 60 sau cât? Da, 60. În 60 nu. Da. Bun. Peru în 61. Păi Peru a pus în 61 și, și ALDE în 28. Și ALDE în 28. Care practic nu este pe hartă Peru, da? Și ALDE în... Peru? George, există Peru? Ce-i Peru? Ecologist. Da, Peru e în America de Sud, are dreptate, că acolo e multă cărimpă. Partidul Național Democrat în 6, România Unită în 8, Național Țărănesc Creștin Democrat. În două localități. O depus, Rădăuțul. Da? În două localități. Da, Rădăuț, da? Cred că și... Și probabil marginea, cred că acolo e un fief. Da, cred, da. Nu știu dacă bănuiesc. Domnul doctor Lazar. Și mai e, mă rog, toate polonezii, comunitatea rușă... În fine, iată aici, cu toate acestea, liderul PMP Suceava... Domnule, atenție, te rog frumos să fii drept! Drept! Așa. Nu, nu să cu toate acestea, liderul PMP Suceava a arătat că PMP nu poate fi oprit. Care lider? Care din Corneliu Popovici. Ah. Te rog frumos, deci e un singur lider. Vă rog să mă scuzați. Corneliu Popovici, lider suprem, il comandante absolute. Așa, le-am transmis celor de la PNL și PSD că asta nu înseamnă democrație. Ne-au îngenunchiat în ceea ce înseamnă organizații, dar nu o vor face pe voturile pe care le vom obține. Consiliul Județean și Municipiul Suceava poartă greutatea acestor alegeri. Ura, 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 ura. Il comandante glăsuita el ca Che Guevara în jungla columbiană. Ura. Da. Da, deci vizionar, clar, nu, adică ne-am... Meșter Cârmaciu, nu, mândră corabia, nu? Da, corect. Nu, deci foarte tare, foarte tare. Meșter Cârmaciu, George, îți mai amintești din școala generală? Meșter Cârmaciu, mândră corabia, Zaharia Stancu. Da, 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 da. Deci foarte sugestiv, spuneam, numărul, localitățile depuse și așa mai departe, foarte, foarte, foarte sugestiv. Nu, da, deci... apropo, păi, hai, bună, înțeles, dorming lanul cu câine pe verde, că tocmai au crescut acum. Ți-ai făcut salată de câine pe verde dimineața, cu tot, cu frunzulițe, cu tot, ai basculat. Ești euforic. Dom'le, mai bei o cafea, te mai duci, mai vine, mai dă unul cu ou, mai dă unul cu buldozerul, mai dă unul cu șuieratul, știi, cu două degete în botic, dar... Cum poți să declari așa ceva fără să fii expus ridicolului suprem și miștoului absolut, domnule? Că n-ai cum când vezi așa ceva să... Bun, înțeleg să-ți încurajezi armata. Înțeleg, dar eu consider realizați că... cât ești mai... da, să-ți încurajezi. Nu, bă, mergem la înfrângere că nu mai merge nimeni cu tine. Dar înțeleg să nu pierzi limitele realității. Maestre, totuși să fii mult mai prudent, mai alegerile elegant, locale în verb, din iunie vor aduce, sau după alegerile locale din iunie, în zona politică se vor întâmpla o grămadă de schimbări. După caz la caz, de la județ la județ.
Dar, așa, tot pe surse vorbind, la Suceava cel puțin, eu cred că o anumită parte, vorbind de cea stângă, într-o anumită zonă, un lider va avea o problemă, deoarece fiind că pentru că. Și nu numai acolo. La fel cum un Băișanu care o va lua usturător va avea de dat explicații lui Tăricianu, la fel cum PMP-ul cu Corneliu Popovici va avea de dat explicații lui Nea Traian. Adică, evident, nu cred că va avea demnitatea și onoarea să-și depună mandatul în momentul respectiv dacă va fi înfrângerea. Nu cred, sunt convins. Uite, anticipez să noteze Popovici 9 mai, ziua Europei, ziua României, ziua ce vrei tu, independenței și așa mai departe, că va face lucrul acesta. Acum, cât poți să fii, dacă nu de imbecil, cât poți să fii de oligofren ca să spui că politic, evident. Politic, evident, nu vorbim altfel. Ca să ai 54 de liste, nu, 54 de liste depuse incomplete, adică complete, celelalte incomplete, să declari că vei câștiga, că vei câștiga. Înseamnă că n-ai nici armată, nici soldați, nici comandanți, nici șef de echipă, nici plutonieri, nici bibani, nici cum era în armată, nu plutonieri, cum era la caporal. Nici caporal, sergent. Nici caporal, nici fruntaș. Sergentul trebuia să aibă pluton, caporalul trebuia să aibă grupă, nu? Parcă așa mai amintesc. Caporalul era cu grupă, sergentul cu... Tu cum să ai ăștia dacă nu-i ai deloc? N-ai lista completă, n-ai plutonul, n-ai nimic. Ai voință, ai viziune. Voință. Semnal de alarmă privind birocrația APIA sunt oameni bătrâni care stau cu injecția la ei către 7 ori, este o crimă ce se întâmplă la APIA în România. Din cauza birocrației la APIA se formează cozi ca înainte de 1989 pentru ca oamenii să primească subvenția agricolă. A declarat vineri prim vicepreședintele PNL senatorul de Suceava Gheorghe Flutur. El consideră că trebuie redusă birocrația actuală excesivă a instituțiilor care gestionează banii europeni și mai ales la APIA care achită subvențiile agricole. Sunt oameni bătrâni care stau cu injecție la ei câte 7 ore ca să primească subvenția, a mai spus Flutur într-o conferință de presă. Liderul liberal a ținut să sublinieze că trebuie schimbat sistemul pentru că nu este normal să se stea la asemenea cozi. Trebuie să vină fondurile la ei și nu să stea la cozi imense ca înainte de 1989 a conchis Flutur. Apropo de chestiunea asta, nu ai sentimentul că la APIA parcă sunt mercenari din altă țară care lucrează împotriva poporului român? Vorbim generic. Când am vorbit de popor, m-am referit la toate sutele de mii de fermieri care sunt umiliți în fiecare zi, ore în șir, luni la rând, ani la rând, călcați în picioare, striviți, aruncați la gunoi de către acești funcționari. La APIA, dacă îi luăm pe toți la Suceava, cred că 80% sunt sinecuri politice și amantlâcuri de budoare. Putem generaliza povestea asta la nivel național. Eu vreau să vă spun un lucru. Uitați-vă, apropo de guvernarea de până în 2012, când vorbeam de APIA și vorbeam de subvenții, că până la urmă ăsta este rolul pe care îl are APIA. Da? Vorbeam de subvenții acordate la timp, date la timp, da, ajunse la timp, folositoare agricultorului, folositoare agriculturii, până la urmă folositoare țării. Haideți să vă dau un exemplu. Maestre, sunt vitale, maestre, sunt folositoare. Sunt pe viață și pe moarte, dacă nu le dai, ei terminat. Maestre, vă aduceți aminte, când cifrele economice ale sfârșitului de an sau care erau așteptate vis-a-vis de creșterea economică, de potențialul economic și așa mai departe, erau date de recolta din anul respectiv și despre implicarea fermierilor în toată povestea asta și evident a statului motivat de subvențiile pe care le dau. Păi noi astăzi avem, spre exemplu, fermieri care așteaptă picătura pe care o vrea ăla din deșert, care n-are moare de sete. Așteaptă și picătura din cer și picătura din... Picătura, subvenția înjugulară, da? Fundamental, domnule, și picătura aia financiară, domnule, să spunem, nu vine, maestre. La nu vine. În Marea Britanie și nu numai, în Franța, în Germania, subvențiile acestea care la noi sunt a fi preconizate, iar a se muta pe la sfârșitul lunii mai, sunt luate din noiembrie anul trecut. Ah. Din noiembrie la noi la sfârșitul lunii mai și nici atunci nu e certitudine. Deci e o crimă, parcă este o conspirație, mă face să cred și eu, cu toate că sunt foarte lucid în această privință, dar se întâmplă, în teoriile conspirațiilor. Nu se poate așa ceva ca în România să se întâmple
ce se întâmplă. Mereu cade softul. Mă, și ăsta ca la casa de o să vă dau la casa aia de sănătate din România, cum se cheamă, a costat peste 200 de milioane de euro. Dar știți cine? Când softul ăsta scumpi, cum, de 100 de ori mai scumpi ca la Paris, în România cad ca popicile în cârciumele alea unde și se dă. Și ne-am discutat și n-am spus noi niciodată aici, doamna care făcea softul și cu societatea. Nu. Publicitate? Da, vorbim după. Am o plăcere sadică. Ați auzit publicitate?